Ar trebui să intervenim asupra proprietăților imaginii de fundal în așa fel încât să fie scoase în relief imaginile care sunt proiectate deasupra imaginii de fundal. Pentru acest lucru vom selecta stratul numit școală, stratul nostru care conține imaginea de fundal și apoi vom acționa acest buton pentru a crea un strat nou. Este afișată această imagine în interiorul căreia putem să denumim respectivul strat nou creat, o să-l denumim nuanță de negru. Restul proprietăților o să le lăsăm la valorile implicite și vom acționa butonul OK. Se observă că acest nou strat s-a plasat undeva deasupra stratului care conține imaginea de fundal. În interiorul acestui strat, vom introduce o culoare neagră. Pentru a face acest lucru, vom alege uh, instrumentul numit bucket fill și vom uh, executa un singur click în interiorul documentului. Se observă că imaginea de fundal a fost acoperită de această culoare nou aleasă și doar straturile care conțin imaginile copiilor, care sunt poziționate deasupra acestui strat, sunt vizibile. Noi dorim să aplicăm o, o nuanță mai neagră imagini de fundal. Pentru a realiza acest deziderat, vom modifica opacitatea, transparența acestei, acestui strat, la valoarea de 60. Se observă în acest moment că imaginea de fundal a primit o nuanță mai închisă. Dacă, de exemplu, vom face invizibil acest strat, observăm cum era imaginea de fundal înainte de a crea acest nou strat. Trebuie să specific faptul că dacă se menține tasta control apăsată și se intervine asupra rotiței scroll a mouse-ului, nu se creează o redimensionare a documentului, ci se redimensionează doar modalitatea de vizualizare a întregului document în așa fel încât utilizatorul să poată avea o privire de ansamblu a întregului document. Urmează acum să adăugăm text afișului nostru. Bineînțeles, după cum ați intuit, în Toolbox avem un instrument numit Text Tool. Vom acționa butonul corespunzător acestui uh, instrument și se observă că sub Toolbox apar proprietățile respectivului instrument în interiorul căruia putem să alegem fontul pe care să-l folosim la introducerea textului în uh, Documentul nostru, și putem să intervenim și asupra altor proprietăți: cum ar fi dimensiunea, cum ar fi culoarea. Pentru documentul nostru, o să alegem o culoare a textului aproape de culoarea alb. Apoi, după ce am stabilit proprietățile textului, Vom uh, crea, prin metoda drag and drop, un chenar în interiorul căruia vom introduce textul respectiv. Se observă că deja de la al treilea rând de text textul nu mai este vizibil. Pentru a putea să avem acces și la editarea următoarelor rânduri, nu avem altceva de făcut decât să redimensionăm această căsuță de text, poziționând mouse-ul în partea de jos a căzuței și, bineînțeles, trăgând de mouse în jos, în așa fel încât să avem destul spațiu pentru a edita textul. avem posibilitatea să redimensionăm textul pe zone de text. De exemplu, dacă selectăm doar zona de text care conține textul ziua porților deschise, avem posibilitatea să mărim dimensiunea acestui text. Se observă în tabul Layers că pentru textul introdus s-a creat un strat nou care a primit ca denumire primul rând de text introdus. Bineînțeles că se observă că unul din desenele copiilor este poziționat peste textul, lucru care nu este de dorit. Pentru a rezolva această problemă, nu avem altceva de făcut decât să luăm stratul care conține textul și să-l poziționăm peste imaginile celor doi copii. Se observă că în acest moment Textul este proiectat peste desenul acestui copil.